Bună seara și bine ați venit la webinarul nostru tehnic. Episodul de astăzi se va concentra asupra apărării individuale. Așadar, vom vorbi despre placaj și zona placajului. Avem 4 invitați, deja unii sunt tradiționali, ca să spun așa. Horică Hâmpea, Mugurel Preda, Stelică Burcea și Marius Tincu. Pentru a nu pierde foarte mult timp cu anumite introduceri, o să mergem deja la prima întrebare și o să-l rog pe Horică să ne dezvolte un pic cum vede el, care e perspectiva lui asupra importanței placajului în jocul de rugby. Bună seara tuturor! Și o să încep prin a vă spune o mică poveste de acum 6 ani, când eram colaborator a Federației Române de Rugby și în urma unor mai multor discuții cu Bogdan Munteanu, am ajuns la o concluzie. Și aș începe a vă spune așa. Pentru a arăta cât de important este placajul în jocul de rugby, departamentul tehnic împreună cu stafful echipelor naționale au identificat 5 abilități tehnice cheie pentru dezvoltarea sportivilor ca fiind vitală pentru a juca un stil de rugby în viteză și adapta cerințelor rugby-ului modern internațional. Aceste abilități sunt în fața de noastră. Prima abilitate e alergarea, după care îndămânarea, purtarea, prinderea și pasarea balonului, continuitatea în contact, decizia offload, pasarea din contact, jocul la sol, prezentarea, pasarea balonului la sol și activitatea la sol și, nu în ultimul rând, și cred că unul dintre cele mai spectaculoase și cele mai pentru apărare, un lucru foarte important este placajul, tehnica și roluri în zona placajului. Aceste abilități tehnice pot crea repere comune în dezvoltarea sportivilor, începând încă de la copii și juniori. În viziunea mea, jucătorul trebuie să fie capabil să execute o varietate de placaje în diferite situații de joc, cu mențiunea că aceste placaje să fie eficiente. Obiectivul principal este ca jucătorul să reușească să rezolve situația de 1 contra 1. Sportivii trebuie să înțeleagă și să execute principiile placajului și, în primul rând, pentru a executa un placaj bun, 90% în reușita acestei acțiuni este atitudinea, după care decizia, alegerea tipului de placaj și, nu în ultimul rând, tehnica adecvată tipului de placaj. Sunt convins că în următoarea oră colegii mei o să dezvolte foarte bine aceste lucruri și o să vă spună exact cum, când și tipurile de placaje. Vă mulțumesc! Ok, îți mulțumesc mult, Horică. M-ai făcut o introducere mult mai amplă, nespunând toate detaliile. O să revenim asupra acestor detalii. Acum o să trecem la Mugurel și o să-l rog frumos să ne expună propria filozofie, cum vede el acest element tehnic, dar și tot ceea ce înseamnă zona placajului. Da, bună seara! M-auziți? M-auziți, Daniel, da? Sigur. Ok. Vorbim strict și direct de placaj. Pentru mine placajul reprezintă cel mai important alături de pasă, dar și specific element din jocul de rugby, specific deoarece este specific vis-a-vis de celelalte sporturi. Da? Este un element al apărării primordial și de care nu putem să jucăm, cu care nu putem să jucăm. Să jucăm. Ca și aspecte importante, am făcut o mică schemă. Vreau să le detaliez un pic pe schemă și anume, s-a mai spus și în edițiile precedente, vis-a-vis de apărare, că unul dintre cele mai importante elemente
ce aspecte reprezintă mentalul. Mentalul, deoarece face parte din tot ce înseamnă weaving în general, dar e specific apărării, specific placajului, pentru că îți trebuie curaj, îți trebuie încredere în tine, îți trebuie multă atitudine, e foarte, foarte important să ai un mental bun pentru a deveni un bun placher. Legat de tot acest mental, ne putem referi la un alt aspect important și anume cel afectiv. Prin afectiv mă refer mai mult la, și chiar pe partea de junior, la acest relație a jucătorilor în a-și îmbunătăți tot ce înseamnă jocurile de luptă, de contact cu solul, contact cu adversarul și de a-și crea un confort în chestia asta, dacă putem să numim confort. Bineînțeles, aspectul tehnic foarte important, o să-l detalieze un pic Stelica mai târziu. Pentru mine sunt trei, vis-a-vis de aspectul tehnic, sunt trei elemente foarte importante. Ce faci în preplacaj, ce faci în placaj, ce faci după placaj. Cam acum, după asta, să termină tot ce înseamnă un placaj complet. Vis-a-vis de asta, bineînțeles, cum a vorbit și Horica mai devreme, cum, ce tip de placaj aplici, gestul tehnic în referitor la acest tip de placaj, aspectul fizic chiar foarte important vis-a-vis de postură, trebuie să fii înalt, trebuie să fii jos, când trebuie să te duci jos, atitudinea foarte bună în contact și așa mai departe. Aspect decizional, vorbim de alegerea tipului de placaj în funcție de adversar, bineînțeles, și de situație. Da? Poate să fie un placaj lateral, din spate, din față, placaj înalt, placaj la blocare la balon sau placaj jos. Depinde de tipul de placaj pe care vrei să-l faci. Și asta poate să ai o foarte bună decizie. Bineînțeles, în vederea toate chestiile astea sunt au ca mijloc acest mental pe care dacă nu-l ai, nu ai cum să, după părerea mea, nu poți fi un bun placheor, nu poți fi un bun placheor individual. E părerea mea personală. Și am pus un video vis-a-vis de un placaj ofensiv. Da? Este un placaj, după părerea mea, perfect ofensiv, cu o atitudine bună a placheorului vis-a-vis de tot ce înseamnă. E detaliată puțin mai slide-ul următor. Tot ce înseamnă placaj, ridicare după placaj, contestare, accelerare în placaj și așa mai departe. Vorbim de un pic de întindem detalii vis-a-vis de acest tip de placaj, putem să vedem o atitudine foarte bună la strângem rațele. Astea sunt elemente pe care eu în general le vorbesc în antrenamentul individual de placaj și pe care probabil că toată lumea le cunoaște, dar sunt foarte importante pentru că vorbim de securitatea jucătorului. Vorbim de tehnică individuală, vorbim de putere, de explozie, de putere în a genera toate aceste lucruri în placaj. Vorbim de poziția picioarelor, de flexia picioarelor, de umăr și picior de aceeași parte, poziția capului pentru a avea o bună securitate personală, în primul rând. Și aici vorbim de după placaj, unde își folosește foarte mult jucătorul în alb, își folosește foarte mult vârfurile picioarele pentru a se ridica foarte rapid, brațele, privirea pentru că va contesta, normal, spatele drept, sunt elemente tehnice, elemente, factori cheie pe care va trebui să-i urmărim în fiecare antrenament de individual de placaj. Pentru mine e simplă filozofia legată de ce am spus mai devreme, schema pe care am arătat-o mai devreme, plus elementele tehnice, asta reprezintă, ar trebui să aibă un placheor foarte bun. Vis-a-vis de zona de placaj, eu am identificat trei oameni, hai să zic patru, dar nu l-am adăugat pe al patrulea, și anume purtător de balon în fața lui fiind placheorul, jucător interior la placheor, jucător exterior la placheor și ar mai fi încă un jucător minus 2, ar fi interiorul, jucătorul interior care are alt rol, dar nu l-am pus aici.
Pentru mine, simplu, obiectivul este stoparea progresiei balonului și încercarea de recuperare a acestuia, stoparea cât mai rapidă. Da? Și avem câteva roluri vis-a-vis de același lucru, de acest lucru, și anume rolul jucătorului din interior, pe care eu asta am făcut-o și jucătorilor mei, care trebuie să comunice întotdeauna placherul, bineînțeles, o comunicare, vorbim de comunicare, am vorbit de apărare. Niciodată nu se apără prin spate, da? Închide tot timpul interiorul placherului, nu se apără prin spate, vedem destul de mulți care fac acest lucru. Da? Acoperă spațiul interior al placherului, ce am spus mai devreme. Fii atent tot timpul pentru o pasă interior, nu depășești niciodată limba balonului, foarte important. Comunică cu placherul când suntem în inferioritate numerică, când se poate glisa, printr-o comandă, bineînțeles, anunțându-l acesta printr-o comandă, fiecare o să-și pună ce comandă vrea. Completează placajul în doi atunci când este necesar. Alimentează la exterior sau contestă balonul, dacă este cazul, da, în funcție de ce în funcție de suportul atacului. Placherul pentru mine se apără pe totdeauna pe umăr interior, dându-i o singură parte adversarului. Stay square este o chestie, nu știu cum să o traduc din engleză, de a-și alinia shoulder-urile și umerii foarte bine. Pentru mine, în general, placherul, în general, nu tot timpul, mă interesa un placaj jos al placherului, al adversarului direct, da? Cu ridicare rapidă, dacă se poate, contestare sau reașezare linie. Vis-a-vis de apărarea glisantă, era vorba de comunicare, ce la anunțul jucătorului interior doar atunci pleca. Bineînțeles că placherul devine jucător interior în momentul în care balonul este pasat și dincă o dată nu ne apărăm niciodată prin spate după această pasă. Da? La jucătorul din exterior aveam trei opțiuni și anume acopere spatul exterior al placherului, bineînțeles, completează placajul în doi, dar este un pic delicat aici, nu e același lucru ca și la jucătorul interior, ci completează placajul în doi în ultimul moment, am spus eu. De ce? Pentru că dacă se aruncă prea devreme, clar, în momentul ăla va fi o situație de 1 contra 2 apărători, iar apărătorul, dacă este capabil să facă pasă, va fi în pericol. Aici este o situație un pic delicată, e vorba și de a viziona foarte bine ce se întâmplă în zona balonului, în zona placajului, dacă purtătorul de balon poate să paseze sau nu. Și este un pic delicat aici la asta. Iar apoi, bineînțeles, alimentează către exterior după ce placajul a fost efectuat. Astea erau rolurile mele la zona de placaj. Vis-a-vis de jucătorul interior, tot timpul am lucrat ca și în momentul de contestare. Mă interesa foarte mult să vizioneze foarte bine ce se întâmplă cu suportul. În momentul în care, bineînțeles, suportul era departe, intra la balon, în momentul în care suportul era un pic slab, dar era prezent, putea să conteste axial, sau să era din punct de vedere somatic diferență mare de diferență, pentru că putea să fie un troacar, o aripă, iar putea să fie o linie a treia să conteste axial foarte bine. Iar în momentul în care suportul era prezent, nu mă interesa deloc contestarea racului și rolul era să alimenteze în exterior foarte rapid. Ok, mulțumesc mult. Filozofia mea, zona placaj și zona placaj. Mulțumesc mult, Mugurel. Foarte detaliată prezentarea ta. Acum o să intrăm la, hai să-i spunem, mai multe detalii în ceea ce privește placajul și o să pe Stilică să ne detalieze aceste aspecte tehnico-tactice. Bună seara, am auzit? Da. Mersi, Daniel. O să vorbim puțin despre aspectele tehnico-tactice privind placajul. Pentru a avea un placaj bun, trebuie ca jucătorul să găsească un echilibru între tehnică, mental și pregătirea lui fizică. Cred că asta e un lucru cel mai important. Factorii cheie pentru a avea un placaj bun
Am găsit eu și am enumerat câțiva factori cheie pe care i-am considerat eu că trebuie să le aibă un bun plachior. În primul rând trebuie să vezi ce urmează să lovești. Trebuie să fii tot timpul, să știi care este ținta ta. Să ții ochii deschiși tot timpul, spatele drept, brațele deschise, coatele către interior și să mergi tot timpul către înainte. Mișcare rapidă a picioarelor și în momentul contactului piciorul din față să fie cât mai aproape de purtătorul de balon, să fie cât mai aproape înainte de contact, să fie cât mai aproape de purtătorul de balon pentru a avea un placaj eficient. Primul contact trebuie făcut cu umărul și cu capul în lateral. Strângerea brațelor în jurul purtătorului de balon și continuăm să împingem pentru a finaliza placajul. Aici am pus câteva poze pentru a vedea toate detaliile pe care le-am pus. Capul lateral, dacă vedem în prima poză, placajul, vedeți că de aproape aproape sunt genunchi în genunchi cei doi jucători. Vedeți că de aproape este piciorul jucătorului înalt de purtătorul de balon. Și ultimul factor pe care l-am pus eu, trebuie să fie primul care se ridică de la sol pentru o eventuală contestare sau chiar recuperare de balon. Am pus câteva tipuri de placaje, bineînțeles nu le-am enumerat pe toate pentru că sunt foarte multe tipuri de placaje, dar am pus câteva tipuri pe care am considerat eu că sunt cele mai des întâlnite și cele mai eficiente. Primul este placajul făcut la gleznă. Acesta dă posibilitatea cu echipierului să conteste sau chiar să recupereze balonul. Aici este un dezavantaj, adversarul poate face offload. Deci dezavantajul placajului la gleznă este că adversarul poate face offload. Următorul este placajul la nivelul shoulder-ilor. Acesta se face cu umărul, ca prin contact fiind cel mai dominant placaj. Și aici cred că toți iubitorii de rugby își aduc aminte de acest placaj din semifinala Cupei Mondiale. Și îl vedem aici pe jucătorul englez, pe care îl consider unul dintre cei mai buni apărători în momentul de față din lume. Și nu este singurul placaj pe care îl efectuează de genul ăsta. Vedeți, placajul ăsta mi se pare cel mai dominant placaj pe care o putem avea. După aceea mai avem placajul la balon pentru a bloca și a obține posesia acestuia. Placajul din spate, dacă linia noastră de apărare este bătută. Și mai avem placajul în doi, când ai un adversar mai puternic în față. De aici, cum am spus, se pot enumera mult mai multe tipuri de placaj, dar nu am ținut neapărat să le număr pe toate, pentru că cu siguranță nu mi-ajungea mie toată această întâlnire pentru a le enumera. Dar asta am considerat că sunt cele mai importante tipuri de placaj. Ok, mulțumesc mult. O să trecem la următoarea, tot pentru tine, următoarea descriere și mai ales acum, pentru că toată lumea a făcut referire la aspectul mental, aș vrea să te rog să ne împărtășești din experiența ta care sunt aceste aspecte fizice și aspecte mentale pe care le consideri primordiale pentru un placaj. Da, mulțumesc, Daniel. O să vorbim puțin, începem cu aspectele fizice și vorbim aici. Jucătorii trebuie să fie foarte bine pregătiți fizic pentru a efectua un placaj. Tehnica de placaj trebuie să fie antrenată tot timpul. Deci tot timpul, indiferent de când te apuci de rugby până te lași, trebuie să antrenezi tot timpul tehnica de placaj, pentru că tot timpul o vei îmbunătăți. Poziționarea jucătorului în așa fel încât purtătorul de balon să nu îl dezechilibreze,
Și aici spun din experiența mea, eu preferam poziția perpendicular cu adversarul. Știu că sunt foarte mulți care preferă poziția pe interiorul, pe umărul interior a portătorului de balon, pe umărul exterior, dar eu preferam poziția perpendiculară pe adversar. Explozivitatea nu trebuie să lipsească din tot angrenajul ăsta. O tehnică, cred că o tehnică foarte bună de placaj poate înlocui forța. Și aici vorbesc și din experiență, pentru că am văzut foarte și am avut foarte mulți colegi care aveau o tehnică foarte bună de placaj și compensau foarte mult pe partea de forță. Nu erau foarte puternic, dar în schimb aveau o tehnică foarte bună de placaj și reușeau să facă niște placaje ofensive foarte bune. Aspectele mentale, și aici îmi cer scuze dacă nu am dezvoltat prea mult, dar am considerat că este foarte important. Pentru mine e simplu, dacă ai toate ingredientele puse mai sus, mental vei fi tot timpul un apărător foarte bun. Ținând cont că vorbim de rugby și ajungi la un anumit nivel, n-ai cum să vorbea Mugurel despre curaj sau, nu știu, sau Horea despre curaj. Te-ai apucat de rugby, trebuie să ai curaj. Ca să, în apărare, dacă ai toate aspectele fizice, cred că nu mai ai nevoie de... Partea mentală este perfectă. Și trebuie să pui tot timpul corpul în linie. Și aici e vorba, cum spuneam, de curaj. Dacă ai toate aceste ingrediente, nu ai cum să nu fii un apărător foarte bun. Și aici am pus o poză în meciul cu Georgia. Deci aici este vorba de curaj și de cât de mult vrei să, cum asta este vorba lui Marius, să spui capul acolo unde alții își pun picioarele. Este vorba de curaj. Este vorba de ambiție și de ce vrei tu să obții. Deci partea mentală, tot timpul dacă ai partea aspectele fizice pe care le-am enumerat, mental vei fi tot timpul mai puternic și mai puternic și mai puternic. Am pus o poză, nu știu dacă Marius a reușit să pună. Vorbim și lunca care per ultima cupă mondială. Pentru mine, cei mai buni apărători acum pe plan mondial cred că sunt cei doi flancheri de la Anglia, Sam Underhill și celălalt, dacă mă ajută cineva, da, în fine, nu vin acum amândoi minte, am pus o poză, dar nu cred că Marius a reușit să o pună. Cu ambii. Cam atât am avut eu să vă spun despre aceste aspecte. Mulțumesc mult, Stănică. Așteptăm întrebări. Da, sigur, o să revenim la atunci când vor fi întrebări. Acum o să, pentru că tot am vorbit de importanța placajului, de importanța apărării individuale și a zonei placajului, o să revin la Mugurel. Și o să-l rog să ne povestească un pic despre cum își planifică antrenamentele atât în perioada precompetițională, dar și în perioada competițională. Da, ok. Ce am făcut eu? Mă spun din propria experiență. În general, în sezon, după antrenamentele de sală, când aveam... Aveam unul sau două antrenamente de individuale de tehnică a placajului, în general, dar puteau să fie mai compuse din mai multe elemente. În primul rând am început cu cadrajul individual, 1 versus 1, care îl făceam și poate cu antrenamentul de duel ofensiv, adică îl aveam înglobat în astea două.
Am lucrat foarte mult la cadrajul defensiv. Cadraj defensiv non-contact, apoi cu contact relativ, spațiu redus și spațiu mai larg, în general pentru spațiu mai larg pentru jucătorii de 3 sferturi. Placaj ofensiv din aproape cu contestare îl efectuam iar la fel, dar mult pe tehnică și din aproape, și mai foloseam și niște saltele sau ceva de genul când era, mă rog, terenul mai tare. Puteam să fac axac de placaj sau puteam să fac normal, v-am zis, și atenuam căderea pe ceva mai moale. Placajul lateral, la fel, o tehnică de placaj în lateral cu reașezare sau contestare directă pe balon sau contestare axială. Cu ridicare, ce mă interesa foarte mult după placaj, ridicarea, folosirea foarte mult a vârfurilor picioarelor și a brațelor, de a ridica rapid, reîntoarcere către terenul propriu și contestare. Da, și urcam apoi în situații de chiar și de cadraj defensiv de 2 contra 2, era foarte interesant la un moment dat. Apoi zona placajului pe care m-am arătat-o lucram destul de mult la grupe de 3 jucători, cu rolurile, cu respectarea rolurilor fiecăruia. Apoi puteam să ajungem și în grupe de 5, ce era și mai interesant. Și, mă rog, specific trocarilor, apărarea pe cap de linie la care am avut niște probleme, dar o făceam din maxim ultimii 2 jucători, practic, din diferite poziții și situații. Și, mă rog, apărarea distantă la fel pe acest cap de linie. Iar apoi, ca să antrenăm și un pic în joc colectiv, ceva jocuri, chiar și în presezon, puțin un pic funny de placaj. Făceam cu un Swiss ball, dacă vă spune ceva, nu știu, un Swiss ball mai mult din mers și pentru a efectua practic placajul jos. A fost funny, un pic, a fost chiar interesant. Și apoi, vă dați seama, diferite situații. Nu foloseam colectiv total, foloseam în general colectiv redus când făceam jocuri. Ca să existăm colectiv redus, maxim 5 jucători. Și 2.000 de mele ne organizam. Profesor, mai multe ateliere, depinde de zone, troacarii înaintași și mai distanțe mai mici, troacarii pe spații mai largi, depinde de ce vreau, ce îmi propuneam. Apoi, în sezon, într-adevăr, în sezon reduceam, rămâneau cam aceeași principii de antrenamente, în schimb, reduceam, le foloseam elementele individuale foarte mult la încălzirile înainte de apărarea colectivă sau de contact. Făceam ca și elemente de încălzire, la un moment dat, din aproape, din tot felul de gesturi tehnice legate de placaj. Și apoi, bineînțeles, puteam să integrăm și în pregătire fizică. Fiind sezon, aveam și o parte mică de pregătire fizică, putem să integrăm și niște elemente de rugby, dar nu renunțam totuși la acea celulă de 3. N-am renunțat aproape niciodată. Cam asta era planificarea, strict pe partea individuală de placaj. Ok, mulțumesc mult și o să trecem la ultima parte asta, înainte de a încerca să răspundem tuturor întrebărilor. O să-l rog pe Marius să ne vorbească un pic despre opțiuni noi sau inovații pe care le vede în partea asta de placaj sau de zona placajului. Bună seara! Bună seara, Marius! Bună seara tuturor! Ca să vorbim un pic, am vorbit cu colegii mei foarte, foarte bine tot ce înseamnă placaj și zona placajului și cum îl antrenăm și cum îl pregătim. Dar de ce s-au schimbat multe lucruri și de ce am avansat să punem accent pe chestia asta? Cum a spus și Mugurel și chiar Horica a spus la început, e primordial, placajul e... ne reprezintă, adică sportul nostru e reprezentat în această formă. În momentul când trebuie să luăm contact cu balonul, cineva o să placheze și se formează această zonă a placajului. Și
De când au apărut statisticile în rugby și au apărut analiza meciurilor și antrenamentelor, aceste placaje de care tot am pomenit pe tot parcursul acestei prezentări au început să fie clasate, au început să fie numite mai multe sensuri, adică placaje ofensive, placaje defensive, placaje periculoase, placaje nu le câștigă balonul. Și acum încercăm să antrenăm și să avem acești jucători care pot să provoace asemenea placaje, pentru că, în general, toată lumea care joacă rugby trebuie să știe să placeze, adică în funcție de mentalul și de partea fizică, condiția fizică la care dispune. După care, în momentul când facem o strategie, să pregătim un match și vizionăm echipa adversă, bineînțeles că ne uităm la jucătorii pe care, cu care joacă și care fac tot timpul o diferență. Adică sparg liniile sau au fel de fel de acțiuni care îi pune în avantaj. Și tot timpul încercăm să creăm o strategie, să punem cei mai buni placări să-i primească, să se ocupe de ei, adică să fie cu ochii pe ei. Nu e ceva deosebit, dar punându-ne multă presiune și având tot timpul ochii pe ei, putem să ieșim din niște probleme. Dar nu putem vorbi de o tehnică anume de placaj. Important e să fim tot timpul în presiune acești jucători care fac tot timpul diferența. Și să fim un pic mai duri în momentul când facem placajele. După care, regulamentul în zona placajului, în zona locului, a fost modificat și asta a făcut ca aceste placajele să diferă un pic. După care s-au interzis placajele cu umere fără brațe, s-au interzis placajele de... Acum se interzise de la piept în sus cu un singur braț sau cu fără să punem umerii. Pentru că jucătorii sunt foarte bine antrenați fizic, au condiția fizică foarte bună și contactul este foarte puternic. Și de asta se dorește ca să fie, cel puțin acum în Franța, când a început campionatul anul trecut, la partea amatoare, se face placajul de la bazin în jos. Adică și în momentul când ai balonul, trebuie să-ți oferi o parte a corpului în placaj. Nu mai poți să te duci cu umărul în față sau cu capul, cum se făcea înainte. Deci, din cauza accidentelor care au fost, din cauza contactului dure care există, prin regulament, prin modificarea regulamentului, încearcă să protejeze jucătorii, în primul rând. Pentru că despre asta vorbim. Și am spus un punct final, cum se vede și pe prezentare, următoarele generații, pentru că o să fie foarte bine antrenate, pentru că toată lumea are acces la analiză, analiza video și la tot ce înseamnă pregătire, o să fie foarte bine antrenate. Și aceste impacturi, că în rugby sunt o grămadă și sunt foarte bine, trebuie foarte bine antrenate și jucătorii trebuie să știe, adică să se protejeze ei și să se protejeze pe el. Pentru că nu vrea nimeni să producă un accident și să plângem toți după aia. Adică, dar accidentele în rugby apar, numai că dacă vorbim tot timpul și îi punem în... adică le spunem care este pericolul și ce poate să se întâmple, măcar putem să prevenim un pic acest accident. După care, Daniel, dacă poți să avantezi, am pus niște video cu niște placaje care sunt luate de la Cupa Mondială, făcute exact ce colegii mei au arătat mai înainte, placaje ofensive, asta e un meci între Țara Reală și Franța. Uneori e periculos când nu te aștepți la așa ceva, pentru că jucătorul care primește balonul nu a văzut aripa care a urcat foarte repede și sunt foarte periculoase.
Important e din aceste placaje să putem să avem turnover, adică să putem să recuperăm mingea. Asta e cel mai important. Dacă poți să avansezi la următorul, ca să nu pierdem mult timp, să putem să răspundem la întrebări. Ăsta e englezii cu Noua Zeelandă, unde englezii au făcut o presiune enormă din punct de vedere al apărării și cu această strategie au câștigat meciul, de fapt, pentru că nu s-a așteptat Noua Zeelandă să fie foarte, foarte agresiv. Avansează, vreau. Aici 15 Noua Zeelandă încearcă să facă o relansare, este plăcat foarte bine, exact ce spunea și Mugurel. Poziția, exact jucătorul de care vorbea Stelu, Burcea, 7-le de la Anglia, care e cel mai bun placor actual mondial. Și prin impact a recuperat și balon. Dar acești jucători, a fost de stilul lui Macau, ăsta, sunt naturali. Sunt vânători de situații din astea, adică nu putem să antrenăm un copil și să creștem un jucător, putem să-i dăm tehnicile, și dar el trebuie să aibă chestia asta natural. Aici este o acțiune a DSO a aripii sud-africane și 10 le plachează la pentru că dacă se ducea sus, sigur aripa a intrat în interior și marca. Datorită că a intrat jos, la glezne, a oprit acțiunea. Adică s-au folosit și de tușă, pentru că tușa tot timpul o să fie cel mai bun apărător și tot timpul o să fie cu noi. Și a oprit acțiunea de său. Aici este un meci cu Irlanda cu Scoția, în 6 națiuni. E un placaj de linie unde centrii urcă foarte bine și la fel nu se așteaptă după pasă să primească balonul. Și cum spunea și Mugurel, placajele sunt periculoase. Stelul spunea că sunt periculoase pentru că urcând foarte repede nu poți să vezi și poate să dea offload-uri. Aici e o presiune bună și placaj, recuperare și a dat eseu, linia a doua. Și ceea ce vorbea de partea mentală, vedeți, toată lumea știe, aripa de la Africa de Sud e foarte mică, adică nu are un gabarit enorm, dar are un mental enorm. Și asta contează cel mai mult în partea asta a placajului. După care, după un șut presiune a figilor placaj, aproape limită a aripei, dar aici figenii au făcut turnova. E importantă situația asta ca jucătorul să atingă solul. Pentru că dacă nu e penalitate și se consideră periculos, poate să fie și carton roșu și poate să fie și suspendare după care. Dar e important să atingă jucătorul solul cu balonul. Și aici e un placaj al numărul 9 de la Franța. La fel, situația de SEO, placaj în glezne. După care a reușit, mi se pare că să aibă turnover. La fel, e un placaj reușit pentru că, cum v-am mai spus, își pune capul jucătorul unde alții își pun genunchii și picioarele. Adică partea mentală e foarte importantă în sensul, în toată acțiunea asta. Asta e un placaj al australienilor, numai că e periculos pentru că, dacă vedeți, îi ridică picioarele de pe sol și lucrurile astea acum sunt interzise. Dar nu l-a aruncat în cap, l-a aruncat pe spate, așa că arbitrul n-a zis nimic, a lăsat jocul să continue. Și aici o să aveți un minut, v-am pus niște secvențe să vedeți, toată lumea știe, pentru că ne uităm toți pe toate site-urile astea de unde există rugby. Sunt niște imagini
cu placaje periculoase și ceea ce nu trebuie să facem. Adică, pentru că e sportul pe care îl iubim și antrenăm, trebuie să evităm genul ăsta de contacte. Pentru că când sunt în acțiune, jucătorii nu, și noi care am jucat și știți, nu ne dăm seama de chestia asta, pentru că suntem în acțiune, suntem prinși. Dar după aia, când ne uităm la video, e foarte periculos și câteodată te întreb cum jucătorii ăștia continuă să mai joace. Și adică părinții care își lasă copiii la rugby, dacă văd așa ceva, o să fie un pic, o să spună multe întrebări. Poți să avansezi, Daniele. Și asta e ultima, pentru că am vorbit mult de partea mentală. Să vedeți acțiunea Crusaders. E 15 de la Noua Zeelandă. E un pitic. Și a oprit o aripă aia cea mai mare a Crusaders, care seamănă mult în joc cu lomul. Deci, cum spuneau și colegii mei, nu contează mărimea și talia jucătorilor, contează mentalul. Adică toată lumea are poate să joace și să participe la joc atâta timp cât e curajos și un pic de inteligență. Bun. Placaj din lateral și era fel, era fază de eseu, dar a salvat. Îți mulțumesc mult, Marius, pentru intervenție. Așa cum ziceai, o să intrăm direct în întrebări. Vreau să mai spun două cuvinte. Sau de fapt, placajul și zona placajului au multă influență. Rugby League. Au venit multe tehnici în Rugby League, în Rugby 15, în ultima perioadă. Și mai ales că Rugby League 7 a început să se dezvolte la nivel mondial. La Rugby 7 contactele, adică nu e mult spațiu și sunt antrenate mult mai bine, adică se văd mult mai bine jocul la sol și contactele unul la unul, de ce vorbea colegii mei. Dar dacă e să le combinăm pe amândouă 13 cu 7, ar putea să ne dea un 15 foarte bun, dacă ar putea să luăm din amândouă. Numai să luăm părțile bune din ambele jocuri. Mulțumesc! Ok, îți mulțumesc și eu, Marius. O să trecem acum la sesiunea de întrebări. Și avem o primă întrebare pentru Stelică. Stelică, când crezi tu că se termină placajul? Da, mulțumesc, Daniel. Mă aude toată lumea? Sigur. Când se termină placajul, vorbim, în primul rând, trebuie să știm despre ce fel de placaj efectuăm. Dacă facem un placaj pentru a bloca balonul în momentul în care reușesc să recuperez balonul de la adversar. Dacă vorbim despre un placaj clasic, placajul se termină când purtătorul de balon ajunge la sol. Ok, îți mulțumesc mult. Și acum pentru Horică, ai spus de câteva ori această sintagmă, un placaj bun. Cum ai putea să definești un placaj bun? Stelică și cu Marius au exemplificat mai multe tipuri de placaje în videourile care le-au pus, în care jucătorul purtător de balon a fost adus foarte repede la sol. Un placaj bun poate fi în momentul în care reușim să ducem foarte repede purtătorul de balon la sol și recuperăm sau întârziem, ideal este să recuperăm acel balon sau să întârziem ieșirea lui, sau dăm un placaj ofensiv și dăm la doi care să vină să întârzie sau să recupereze, în primul rând să recupereze acel balon. Un placaj bun începe de fapt în momentul în care câștigi spațiu între tine și purtătorul de balon și se termină în momentul în care recuperezi acel balon, tu aflându-te într-o poziție corectă, adică în picioare, sau te ridici foarte repede și te repropui în sistemul tău de apărare. Cam așa ar trebui să înceapă și să se termine un placaj.
repropunând în sistemul tău de apărare sau chiar recuperând acel balon, un tackle, jackle sau o întârziere a ieșirii balonului. Îl vedem aici în secvențele astea chiar pe Lucaciu, care mai e o întrebare a lui Alex, în care un plachior bun din echipa ta trebuie să ia niște decizii și să iasă, sau exact, nu știu exact cum sună întrebarea lui, dar un apărător bun, un plachior bun trebuie să stea în sistem și să facă exact ceea ce a făcut Lucaciu în acest meci cu Georgia și cred că și datorită lui, nu doar datorită lui, dar și doar datorită lui a reușit să propun o apărare foarte agresivă asupra la Gorgoțe și cred că și datorită lui s-a câștigat acest meci. Mulțumesc mult, Horică. Da, într-adevăr, a fost o mică dezbatere aici pe chat cu privire la ce ar trebui să fie dacă un apărător bun este neapărat un plachior bun. Și apoi, bineînțeles că s-a tot vorbit de această pregătire mentală, emoțională și cum am putea pregăti acest aspect. Cumva ați atins în prezentările noastre aceste aspecte, dar dacă ați vrea să mai evidențiați câte ceva, sunteți bineveniți. Bun. Dacă nu mergem mai departe, și era o întrebare pentru Mugurel, de ce jucătorul din interior nu trebuie să se apere prin spate? Păi, am și spus. Deja rolul lui e să asigure spațiul interior al plachiorului, una la mână, doi la mână. Trebuie să completeze placajul în doi, deja n-are cum să plece prin spate, iar trei la mână să se asigure de o eventuală pasă interior al purtătorului de balon. Pentru mine e primordial să nu se apere prin spate, ci să-și continue alergarea păstrând o conexiune între el, plachior și jucătorii din exterior, bineînțeles. Asta e, trebuie să-și apere în prima dată spațiul interior, ăsta e responsabilitatea lui. Și apoi ce am enumerat mai devreme. Iar apoi... Poate să se ducă să se apere? Nu am pus întrebarea. Că tu ai spus doar, nu are voie să se apere, dar dacă zici la un jucător, nu ai voie să se apere prin spate. Nu. Nu știu dacă, cred că mă înțelegi ce vreau să spun. E vorba de zona de placaj. În momentul în care balonul i-a plecat din față și a trecut către... Nu înțeleg, dar am avut antrenor pe domnul Șarer. Un an de zile m-a nebunit, n-ai voie să te aperi prin spate. Zic, da, sunt de acord. Numai că sunt situații care am pus și a doua întrebare acolo și am pus un bun apărător, cel care respectă sistemul. Acum răspundeam, cel care analizează și anticipează. Și acum ați răspundeam la a doua întrebare care ai pus următoarea care era acolo. Vis-a-vis de prima întrebare, eu vorbesc strict de rolul lui. A, momentul ăla, da, nu. Doi la mână, la vis-a-vis de ce spui tu, care e un bun apărător, ăla care respectă sistemul sau celălalt care anticipează, eu zic că e o conexiune între cele două. Pentru că un bun apărător va trebui să respecte sistemul, dar un bun apărător se adaptează acțiunii, practic, pentru că acțiunea poate să fie foarte periculoasă și poate să iasă din sistem, oprind o acțiune fără nicio problemă, asta analizând și tot timpul nu de capul lui, analizând, bineînțeles, și tot anticipând foarte bine. Se văd și pe meciuri, sunt mulți care fac chestia asta. Asta nu înseamnă că jucătorii respectivi nu își iau măsuri de precauție, pentru că prin comenzi și prin tot ce se întâmplă înainte, ceilalți jucători vor ști. Dar chestia asta e o combinație între cele două, ce spui, după părerea mea. De ce pun întrebarea? Că noi, ca și antrenori, trebuie să dăm exact mesajul care trebuie să-l audă și care vrem. Dacă îi zicem doar n-ai voie să te aperi, pentru că n-ai voie să te aperi. De cum zicea Șarer, și îți dau un exemplu pe urmă, care l-am trăit și de atunci zic, stai, dar domnule, sunt în sistem, rămân. Am salvat un eseu din But pentru că momentul ăla am respectat sistemul care vorbim noi, zona placajului. E, după ce balonul a plecat și a făcut 2-3 pase, eu mă simțeam, eu nu mai am ce să fac aici.
Și am plecat, care el le zicea, nu, niciodată nu dublați. Rămâneți în zona voastră. Ei, eu am riscat, am riscat în faptul că, mamă, să vezi ce-mi face ăsta după aceea. Ei, am riscat, am plecat și am salvat un eseu. O mă avise, cine a dat? Când a zis Tudori. Așa a pus mâinile în cap, că zicea, de fapt, ăsta n-a făcut chiar cum i-am cerut noi. Și de-aia zic, e foarte important ce mesaj dăm jucătorilor. Și ce vrem noi ca și antrenor. Eu cred că trebuie să un mesaj în care să le dăm niște repere clare la un moment dat. Pentru că sunt multe faze, Alex, în care balonul pleacă din fața ta și știi foarte bine. Nu știu dacă ți-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat la echipa care a ghipele. Da, sunt de acord cu tine. Iar jucătorii, practic, nu și-au mai continuat alergarea, cel puțin ca momentul ăla în care vor să apere partea, zona interioară a placărului și s-au întors cu umerii către paralel cu marginea, dar apoi s-au făcut niște... Spune de demisiune? Sunt zone de teren unde poți să-ți permiți, în 22, când ala a trecut și mai are 5 metri să ducă să marcheze, atunci poți să... n-ai ce să mai pierzi. Vorbești câteodată, Alex, de tot ceea ce înseamnă anticipare și la urma urmei de personalitatea jucătorului. Exact. Dacă îmi dați voie să... Trebuie să încadrez. Da, Stelică. Dacă dați voie să intervin pe acest subiect, cred că așa, părerea mea e că poți antrena, poți da niște repere jucătorilor, dar aici depinde foarte mult de jucător. Trebuie să le lași libertatea. Ce simte? Exact, trebuie să le lași libertatea pentru că, pentru că fiecare dintre noi suntem diferiți și fiecare poate să aibă o calitate să citească jocul. Selus, de acord cu tine, dar știi foarte bine că fără o disciplină și fără un sistem foarte bun respectat de toți în apărare va fi... Da. Să aibă un sistem, un cadru unde n-au văzut asta. Vorbeam cu Răzvan astăzi, vorbeam tot de sisteme. Zic, da, le dăm un cadru, un pătrat sau un triunghi, cum zice el, și în pătratul ăsta ai 50.000 de opțiuni. Da. E clar că sunt anumite momente în care ieși din sistem pentru a salva o fază, e 100%. Exact. Da, aici vorbim și îi putem răspunde și la întrebarea lui Răzvan, care e diferența dintre un plachior bun sau un apărător bun. Acel jucător care găsește echilibru, fiind un plachior foarte bun și găsește un echilibru pentru a sa sistem. Și în momentele cheie, momentele de care vorbește Alex, să iasă din sistem și să facă un placaj. Pentru că știți foarte bine, dacă un jucător ți-a ieșit din sistem și face un placaj extraordinar prin care recuperezi poate și balonul și îi iese chestia asta, îl felici. Dacă nu iese... Da, poți să facă un placaj bun ofensiv, dar ăla dă pasă și ți-a dat eseu. Da. E vorba și de luarea deciziei. Și e vorba de individ. Luarea riscului, pe de altă parte. Da, Răzvan știu la ce se referea, pentru că e principiul ăla că poți fi un apărător fără să fii un plachior extraordinar. E logic, e firesc, e normal. Sunt jucători mari care nu sunt foarte buni plachiori și sunt foarte buni apărători. De ce? Pentru că se apără, sunt foarte inteligenți. Sau jucători care nu au un fizic extraordinar sau, cum a spus și Marius, de băiatul ăla de la Sudafrica, aripa aia mică la 1,65 m sau cătare, sau nouăle lor care la fel, un apărător extraordinar, dar nu e un mare fizic sau un mare placăr. Dar anticipează, e inteligent în tot ce face, urmărește, stă în sistem, dar și iese din sistem, mai ar trebui să fie un apărător extraordinar. Dar nu e un placăr individual, unul la unul, ca ăla, ca linia a treia de la Anglia, care dacă vii pe el, e cam greu de... E cam doare așa un pic. Eu cred că asta vrea să... Sigur. Nu știu, Răzvan, dacă... Mai am o întrebare, nu știu dacă ai pus-o, nu, că mi s-a oprit microfonul, bine, n-am mai auzat. Aia pentru Stelică, cu mentalul. Sau dacă nu poți să-i pun eu. Dacă n-ai altă. Da, te rog, Alex. Hai să întrebăm pe Daniel dacă se poate. Da, nu, sigur, i-am pus... Aveam o întrebare mentală, acum e pentru Stelică, că el era cu mentalul, dar poate să fie pentru toată lumea. Ce importanță are pregătirea mentală și emoțională înaintea unui meci? Vorbesc chiar înainte să intri pe teren. Poate schimba atitudinea și comportamentul jucătorilor? Și, pe urmă, cum o pregătim? Da, Alex, cred că este foarte important, este primordială mentalul și starea de spirit a jucătorului, pentru că
Dacă jucătorul nu are o stare mentală foarte bună, nu o să-ți facă niciodată, vorbim și vorbim strict de apărare, nu o să-ți facă niciodată un placaj bun sau nu o să-ți facă partea lui de apărare. Este foarte importantă. Da. Cum o faci, acum depinde de, în primul rând, depinde de jucător. Eu merg pe principiul că fiecare jucător trebuie tratat și vorbit cu el așa în parte, pentru că unii răspund altfel la aceste puncte de discurs. Poate o să discursuri facem motivaționale. No, eu vorbesc chiar înainte, în vestiar. Am vorbit cu cineva, cu un preparator mental și sunt chestii care și eu acum le-am mai... Depinde... De fapt, zic ei că, da, că ai meci de rugby, ca un meci de rugby, și ai meci de, cum să explic eu, de rivalități. Adică când jucam noi Steaua Dinamo, da, era mai mult decât asta un meci fix, de rugby. Fix la asta mă gândeam și poate n-ar trebui atunci, să dezvălui acest... Atunci, nivelul mental jucătorilor e mult mai mare decât a juca, eu știu, Steaua... Mi-aduc, Alex... Poți să spun și ceva? Da. Dăzvan, imediat, te rog. Mi-aduc aminte de ultima finală pe care noi trei aici prezenți am jucat-o împreună contra Stelei și mi-aduc aminte cât Costi, fiind capitanul nostru de echipă, la fiecare meci ne motiva și ne stimula. Dar țin minte foarte bine că înainte să ieșim pe teren, cel care ne-a motivat și ne-a trecut toate a fost Sanca. De-aia zic că e foarte important asta, aspectul mental. Și cum? Că sunt jucători, dar vezi că același mesaj care l-a pus Răzvan, la marea parte am răspuns emoțional bine, dar sunt jucători care pentru ei nu-i mișca așa mult. Clar. Da, așa cum diferit, fiecare reacționează diferit. Exact. Pot să spun două lucruri? Mă auziți? S-a schimbat total, Vorbim de ceva care la nivel normal nu mai există. Da. Ceea ce se întâmplă cu noi. Și vă dau câteva exemple și nu chiar de acum, poate un pic mai îndepărtate. Încercați să vi închipuiți pe Maco, pe Dusotoar, pe Schalkburger ieșind pe teren. Eu nu mi-aduc aminte să-i fi văzut niciodată cu vreo lacrimă sau cu vreo frunte încrețită cu ceva. Niciodată. Oamenii ieșeau pe teren, aveau pulsul la 90. Da, Răzan, dar vorbim de alt nivel și vorbim de altă motivație. Da, nu, dar vreau să zic că n-atindem și vorbim de nivel înalt. Da. Pregătirea mentală și... Nu sunt de acord. Sunt echipe și le echipe mari care se motivează altfel și ridică adrenalina, depinde de lideri care au un vestiar. Nu sunt de acord că la nivel înalt nu se face cum am făcut noi la... De acord. Cu Alex, de exemplu, Argentina tot timpul. Exact. Argentinienii, marea majoritate, erau foarte și nu cred că erau, adică, depinde foarte mult de sângele pe care... Da, exact. Și sunt jucători care se motivează altfel sau arată. Englezii, în general, sunt mai reci, latinii noi suntem de ăștia mai plângăcioși. Mugurel, doar mică chestie. Și au câștigat până acum vreo țară latină cu mondială? Adică ce vrei acum să zic, na? Nu, da. Este mai plângăcioși, asta zic. Răzvan. Au furat arbitru, nu s-a furat, că nu ce-mi de furat, dar s-a încurcat arbitru. Răzvan are dreptate și dimensiunea asta mentală, cel puțin acum la înalt nivel, face diferența. Și... Da. Și asta este o parte care se antrenează și se antrenează foarte, foarte bine. Dar l-am tot întrerupt pe Răzvan și nu l-am lăsat să-și spună punctul de vedere. Nu, tocmai asta vreau să spun, că se lucrează enorm, enorm de mult la faptul de a trata meciul ca pe un antrenament, de fapt. Și nu știu dacă ați văzut documentarul lui Ricci Meco când s-a lăsat. După Cupa Mondială din 2000,
ei au luat 2011-2015, nu? Deci în 2007, când i-au dat francezii afară, a fost o mare revoluție la ei și nu prea se acceptau, din câte povestea ei, nu prea acceptau așa, adică nu prea lucrau cu preparator mental. Cel mai mare aspect pe care l-au lucrat după Cupa aia Mondială pentru a câștiga 2011 și 2015 a fost tocmai în pregătirea mentală. Și, și mi s-a părut super, super interesant treaba asta. E un capitol deci asta, destul de... Asta îți confirm important. Și vă confirm că la nivel, la nivel mondial, la nivel foarte, foarte înalt, unde toată lumea, toate aceste aspecte tehnico-tactice, fizice, le au deja puse la punct, diferența care, pe care o fac echipele, o fac la nivel mental. Da. O să intrăm probabil la un moment dat și noi în această eră, de ce nu să facem un webinar exact pe chestia asta. O să las acum microfonul pentru o ultimă întrebare, dacă mai vrea cineva și sunteți liberi ca să puteți să întrebați pe invitații noștri. Bun, dacă nu, o să ne oprim aici cu webinarul nostru. Vă mulțumesc mult, a fost foarte, foarte interactiv și foarte interesant, deși ar părea o temă foarte cunoscută de către toți, de către toată lumea. Iată că sunt multe, multe aspecte pe care le-am putut împărtăși unii de la ceilalți. Și vă mulțumesc mult și vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc. Felicitări, bravo. Mulțumesc și noi.